Hei, hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? A venit din nou joi și după o pauză de vacanță ne reluăm programul obișnuit. Și dacă este joi, este despre vikingi. Am vorbit în ultimul videoclip din această serie despre o prințesă uimitoare, Olga Helga, devenită Elena după creștinare, o prințesă a Rusiei chievene de origine vikingă. Astăzi intră în scenă fiul său Sviatoslav și uimitoarea sa aventură în Tracia și pe tărâmurile locuite de strămoșii noștri din Dobrogea. Singurul fiu al Olgăi și al lui Igor, din dinastia Ruric, s-a născut în jurul anului 943, la Kiev. A fost încoronat în 964, după ce, timp de 9 ani, mama sa, Olga, a asigurat regența în timpul cât acesta a fost minor. Sviatoslav era nu prea înalt de statură, nici prea jos, cu sprâncene dese și ochi de culoare albastră, fără barbă, cu un păr des deasupra buzelor, probabil că mustăți. Capul îi era complet gol, însă dintr-o parte îi atârna o șuviță de păr, semn al nobleței. Fruntei și pieptul și toate celelalte părți ale corpului erau totuși proporționale. Arăta destul de dur și sălbatic. Una dintre urechi era înfrumusețată de un cercel de aur. Purta haine curate de culoare albă. Era viteaz și ușor, umblând ca un ghepard, a dus multe războaie, nu lua cu sine nici căruțe, carne nu fierbea, însă prefera carne de cal sau de alte animale, tăiată în felii subțiri și coaptă pe cărbune. Așa îl prezintă Cronica vremurilor trecute, care este o istorie a Rusiei chievene scrisă în 1113 în Kiev și cuprinde evenimentele petrecute între anii 850-1110. Este primul conducător din dinastia Ruric cu nume Slav și se știe despre el că a fost mai degrabă un conducător militar, fapt ce i-a adus supranumele de cel viteaz. A desfășurat mai multe campanii militare, lăsând mamei sale responsabilitatea administrării regatului chievean. Acest aspect al personalității lui s-a datorat poate și instructorului de origine varegă, Asmud, pe care Olga l-a însărcinat cu educarea și formarea fiului său. Un alt aspect interesant al personalității sale îl constituie religia și știm din videoclipul anterior despre mama sa, prințesa Olga, că aceasta s-a creștinat în jurul anului 957, ceea ce nu l-a împiedicat pe fiul său Sviatoslav să rămână păgân, motivând că dacă și-ar fi schimbat credința, ar fi ajuns de râsul trupelor sale, ori legătura dintre acesta și războinicii varegi era foarte puternică. Se știe despre el că a avut mai mulți copii și după moartea sa au avut loc lupte fratricide între cei trei fii pentru a câștiga succesiunea. A rămas în istorie Vladimir ca cel care a adus creștinismul peste poporul slav, fapt pentru care a fost sanctificat ca și bunica sa Olga, devenind Sfântul Vladimir. Se sărbătorește pe 15 iulie. Prin campaniile sale militare a extins regatul Rusiei chievene și asupra neamurilor care trăiau în regiunea numită Stepa Pontică, un teritoriu imens care se întindea de la coasta de nord a Mării Negre până la Marea Caspică, la est, care face parte din Marea Stepă Eurasiană. Următorul pas important în a pune stăpânire pe drumul comercial care lega Marea Neagră cu Marea Baltică a fost cucerirea Cazariei, unul din cele mai importante centre comerciale ale vremii, care stăpânea partea de vest a drumului Mătăsii. A început prin a determina triburile vasale cazarilor să plătească tribut Rusiei chievene și pe cei care nu se supuneau îi ataca, împreună cu mercenari pecenegi și maghiari. Cronica vremurilor trecute menționează faptul că Sviatoslav le trimitea mesaje conducătorilor pe care urma să-i atace. Aceștia erau formate dintr-o singură frază: vreau să vin la tine.
și se ducea. În campania împotriva cazarilor, a distrus orașul Sarkel în jurul anului 965. Acesta era situat pe malul stâng al râului Don. În prezent, orașul se află sub apă, după construirea lacului de acumulare din Tzimlyansk. A prădat orașul Kerch din estul Crimeei și a distrus capitala Atil, care se afla în nord-vestul Mării Caspice. La întoarcerea spre Kiev, încărcat de glorie, a pus stăpânire și pe teritoriile osetienilor, care astăzi se află în zona Georgiei. Aceste cuceriri se petreceau sub privirea Imperiului Bizantin, cu care Rusia chieveană avea încheiat un tratat de pace de pe vremea lui Igor, tatălui Sveatoslav, din 944. În spiritul acestui tratat, un detașament de varegi din partea Rusiei chievene îl însoțește pe Nicheforos Focas, împărat al Imperiului Bizantin, în expediția sa navală în Creta. În urma acelei bune colaborări, împăratul Bizantin îi cere sprijinul lui Sveatoslav împotriva Bulgariei. În 968, Sveatoslav strânge o armată de 60.000 de oameni, inclusiv mercenari pe cenegi, și pleacă să îl ajute. Se pare că acesta primise 15.000 de lire de aur pentru serviciul său. Și faptele sunt următoarele. Sveatoslav îl învinge pe Boris al II-lea, domnitorul bulgar, și ocupă nordul Bulgariei și unele orașe din regiunea Dunării de Jos. Bizantinii, în spatele său, îi mituiesc pe pecenegi care atacă și asediază Kievul. În oraș, regina Olga, care guverna în lipsa fiului său, se afla într-o situație disperată. Rămasă fără resurse, avea nevoie de ajutor. Sveatoslav îl trimite pe unul din generalii săi cu o gardă pentru a salva Kievul. Generalul, necunoscând situația, își așează luptătorii în dispozitiv pe malul opus al Niprului, așteptând un moment de slăbiciune al pecenegilor pentru a ataca. Acesta nu știa cât de grea era situația chievenilor care rămăseseră fără apă și hrană. Într-un gest disperat, Olga trimite un băiat din suita sa, care cunoștea și limba pecenegă, cu un mesaj către generalul lui Sveatoslav, căruia îi ordona să atace și să-i scape din situația fără ieșire în care se aflau. Băiatul îmbrăcat modest străbate tabăra pecenegă, prefăcându-se că este în căutarea unui cal pierdut. Când a ajuns la râul Nipru, s-a aruncat în apă și a început să noate către tabăra varegă. Dându-și seama de înșelătorie, pecenegii au aruncat o ploaie de săgeți asupra lui și, cum Dumnezeu este creștin, l-a salvat. Acesta își duce la îndeplinire misiunea. Varegii pornesc atacul împotriva pecenegilor, timp în care prințesa Olga, cu ultimele resurse, iese din oraș, reușind să-i prindă pe atacatori la mijloc. Necunoscând cu adevărat situația grea în care se găseau chievenii și temându-se de represaliile lui Sveatoslav, pecenegii se retrag spre sud, fără a părăsi cu totul ideea de a ataca în viitor Rusia chieveană. Fiind nemulțumită de atitudinea fiului său Sveatoslav, care rătăcea prin Tracia, Olga îi trimite o scrisoare, prin care îi cere să se întoarcă și să-și apere familia și poporul. Acesta se întoarce, îi atacă și învinge pe pecenegi, doar că inima sa a rămas în Tracia. Și după moartea mamei sale, decide să mute capitala la gurile Dunării, și anume la Pereiaslaveț. Ei bine, Pereiaslaveț sau Preslaveț a fost un mare centru comercial al epocii, situat la gurile Dunării. Arheologii au încercat să localizeze acest oraș și până în prezent nu s-a putut stabili locația exactă. Aceasta ar putea fi Preslav, în Bulgaria, unde Sveatoslav ar fi încheiat un tratat de pace cu împăratul bizantin Ioan Tzimisces. Și referitor la acest eveniment, avem o relatare în cronica vremurilor trecute despre felul în care s-au prezentat cei doi la întâlnire. Și anume, împăratul s-a dus călare, îmbrăcat cu o armură de aur și având o suită numeroasă cu el. Sveatoslav Varegul a venit într-o barcă, însoțit doar de câțiva vâslași.
avea haine similare cu ale celorlalți, doar că erau curate și în ureche purta un cercel cu pietre prețioase. Un lucru interesant, menționat de mai mulți istorici și arheologi, ar fi acela că s-au găsit urmele unor construcții specifice unui centru comercial și portuar bizantin la Nufărul, o localitate situată pe brațul Sfântul Gheorghe din delta Dunării, fapt ce ar putea alimenta ideea că Sveatoslav și-ar fi așezat capitala în cetatea bizantină Proslavița, cetate construită de bizantini în comuna pe care am menționat-o mai devreme, Nufărul de astăzi, județul Tulcea. De altfel, pe vremea când trăia mama sa, Sveatoslav îi scria următoarele: "Nu-mi place să stau la Kiev. Vreau să trăiesc în Pereaslavețul de pe Dunăre. Acolo este inima țării mele. Acolo se adună toate bogățiile pământului. Aur, țesături, vin și tot felul de fructe din Grecia, argint și cai din Ungaria și Boemia și din Rusia, blănuri, ceară, miere și sclavi." Și după cum am văzut, Sveatoslav părăsește Rusia, al cărei teritoriul împarte între cei trei fii ai săi, și în fruntea unei armate care avea în rândurile ei și trupe auxiliare formate din peceneci și maghiari, invadează din nou Bulgaria și pune stăpânire pe orașul Filipolis, adică Plovdiv din zilele noastre. Împăratul Imperiului Bizantin, Ioan Tzimisces, încearcă să negocieze cu Sveatoslav părăsirea Bulgariei și a regiunii Dunării de Jos, dar nu numai că nu a reușit, Sveatoslav își continuă cuceririle în zonă, fapt ce l-a determinat pe împărat să-l trimită pe comandantul șef al armatei sale, Bardas Skleros, în fruntea unui corp de armată pentru a rezolva situația. Sveatoslav este înfrânt de trupele împăratului, care reușesc să captureze și Mercianopolis, și după un asediu de 60 de zile la Durostorum, acesta își negociază retragerea din Bulgaria. Bătălia de la Durostorum este redată cu lux de amănunte de cronicarul bizantin Leon Diaconul. Și dacă nu știți unde se află Durostorum, haideți să vedem. Durostorum este Silistra sau Dârstor, un oraș port la Dunăre în nord-estul Bulgariei. Orașul a aparținut țării românești în timpul lui Mircea cel Bătrân și câteva luni și pe vremea lui Vlad Țepeș. A aparținut țării românești între 1386-1419 și între 1913-1940. Astfel că teritoriile cucerite de Sveatoslav se aflau în estul României, sudul Republicii Moldova, Ucraina, Kazahstan și sud-vestul Rusiei de astăzi. Și din nou politica ne arată cât este de înșelătoare, întrucât împăratul bizantin încheie o înțelegere cu pecenegii, pe teritoriul cărora urma să treacă prințul rus, și negociază cu aceștia asasinarea lui. Și așa, marele războinic Vareg, neînvins în campanii grele, și-a găsit sfârșitul lângă Cortiția, în Ucraina, la începutul anului 972. Cronicile spun că un han peceneg i-ar fi transformat craniul într-un potir. Astăzi, Sveatoslav întruchipează imaginea eroului încărcat de glorie pentru patrioții bieloruși, ruși și ucrainieni. I s-au închinat cărți, piese de teatru, tablouri, monumente și statui în care este înfățișat ca un conducător militar neînfricat. Putem spune că Sveatoslav din neamul lui Ruric a fost primul conducător al Rusiei chievene care a intuit potențialul economic al zonei Dunării de Jos și încă de acum peste 1000 de ani, toți conducătorii au efectuat demersuri mai mult militare decât pașnice de a-și asigura ieșirea la Marea Neagră. Restul este istorie. Atât pentru astăzi, dragii mei. Un prinț rus, primul cu nume slav, și strămoși vikingi, care a luat în stăpânire, fie și pentru o perioadă scurtă de 3 ani, teritoriile de la Dunărea de Jos, care au cunoscut o istorie atât de zbuciumată. Dacă vă doriți să aflați lucruri interesante despre o mare prințesă vikingă care a avut o contribuție importantă la întemeierea și consolidarea statului rus, vă rog să urmăriți videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!